Vă salut din nou de aici, de acasă. Roii mei, hai să-i vedeți. Deci primul, știți că v-am zis că aici am o regină de schimb liniștit, care ouă din 23 mai. Asta de la Nicolae. Deci sunt, trei zic, carnica, da? 2024. Și am scris aici. A fost băgată în cușcă pe 27 mai, azi, 6 iunie, a început să ouă. N-am mai făcut filmare pentru că dura mult, vă dați seama, am stat, am căutat regina, să o văd, e ok, a început ouatul. Și am trecut aici, da? 6 iunie a început să ouă. Asta la fel, asta la fel, la fel și asta. Deci toate sunt carnica de aici. Așa, dar am o problemă. Două probleme. Uite aici, nu am găsit-o, am pus un semn întrebării, deci a fost pusă în cușcă în 27 mai și aici nu am găsit-o. Totuși, poate n-am văzut-o eu, nu fi început ouatul, nu știu, adică n-am văzut nici ouat, ori mi-a omorât-o, ori totuși poate e pe acolo, pe undeva și n-am văzut-o eu. Aici în regulă ouă, aici ouă din 6 iunie și nici aici n-am găsit-o. Deci din 14 roi am 2 cu probleme, ăsta și ăla. Rămâne de văzut, dacă nu găsesc regina, n-am decât să fac unificare. Așa, ce vreau să fac asta? Să le pun tratamente, le pun din astea ape la evar. Da, ăsta e tratamentul. Este pe bază de uleiuri esențiale și un tratament din ăsta. Uite, care conține așa două bucăți din astea. Eu o să-l tai în 4. Adică din două fac 4 bucăți, uite așa, pac, pac. Pentru că roii mei sunt slăbuți în 2-3 rame și le pun o bucățică din astea. Deci una, două, deci la 4 roi am 4 bucățele. Hai să le punem. Și plus de asta le pun și turtă super proteică, am tăiat așa niște bucăți. Le tai și le pui câte o bucățică pentru că deocamdată ei n-au putere să-și adune polen cât le-ar trebui. Și așa m-am decis să le pun și turtă proteică. Roii mei, cum să zic, e diferență mare. Unii sunt pe 2 rame, alții, uite, ăsta de exemplu e pe 4 rame. Ofti. A avut puiet mai mult, ea e clozat. Ia, să vede acum. Uite, deja îi pusesem puțină turtă. Îi mai punem. Hai de aici. Deci a început ouatul. Nu are rost să mai deschid acum câteva ouă. Vă dați seama că dacă de-abia a început. Și uite, tratamentul îl pun aici pe partea asta, ca să fie acoperit de folie, așa. O față îi las puțin aerisire, că e destul de cald. Și cam atât, n-am ce să le fac. Hrănitorul nu-l mai pun, a fost hrănitoarele puse pe ei, dar nu știu de unde a cules puțin, așa. Am văzut că are puține coronițe acolo de miere și n-ar fi nevoie deocamdată de hrană. Asta deocamdată nu, e asta care nu i-am găsit regina, îl las așa și vom vedea ce facem cu el. Ori îl unific, ceva trebuie să facă. Totuși îl mai las așa și mă uit mâine din nou, mâine dimineață poate. Poate totuși e regina acolo, că am văzut că albina e liniștită, dar nu mai are larve, nu are din ce-și face bot, că... Uite, și hai să-ți iară pe toți. Deci uite, și asta arată bine în 4 rame. Ia, se vede aici. Hai, punem aici turtă de asta. Uite așa. Un tratament. Și gata.
Bine, au rămas în două rame, că nu știu, nu prea a avut puiet. Ar trebui ajutați acum. O să văd eu ce fac. Ori îi las așa, ori îi ajut. Uite, asta e în trei rame. Ce ziceți? Îi fac eu pe ăștia de cat? Mi-am dat comandă de caturi. Aș vrea să iernez așa în roinițele astea. Și se... A, ăsta e al doilea cu probleme. Am pus hrănitor așa. Adică când s-or dezvolta mai bine, vreau să le pun caturile ca să-și bage provizia de iarnă în caturi. Și asta arată bine, 4 rame. Ce vreau să arăt, tratamentul apelai var, puteți să citiți despre el, îl găsiți pe internet și uite, număr de telefon de unde puteți să dați comenzi, 0745 383 789. Hai să-i deschid pe toți. Vă dați seama că acum la puiet, dacă de-abia de azi a început ouatul, vă dați seama că azi dacă a început ouatul, a început acolo 10 ouă, nu o ramă întreagă. Deci durează, suntem în 6 iunie, deci puietul o să eclozeze la sfârșitul lunii. Ușurel așa, avem grijă de ele. Deci tratamentul ăsta nu se poate pune în cules. La mine la roi ăștia nu mă interesează mierea. Chiar dacă și-ar aduna hrană și adună pentru ele, pentru iarnă. E un miros foarte puternic de uleiuri esențiale. Citiți pe internet și... Uite, conține timol, ulei de eucalipt, camfor, mentol, mă rog. Uite, de exemplu, ăsta e în două rame. Ce-i fac eu lui ăsta? Să vedem, poate reușesc să-l ajut cu o ramă de puie căpăcit. O să dea foarte greu înainte de la două rame. Sau ce mănâncă turtă proteică? Mușelelor, mâncați, mă. Asta tot în două rame.
Le fac eu de cules familiile astea, pentru la an. Roi ăștia, adică. Uite așa, avem grijă de ele. Astea sunt 3 rame. Eu asta sper să reușesc să îi încheie aici în 6 rame peste vreo lună și după aia să-i pun capul să strângă provizii pentru iarnă și așa să ierneze. Deci uite, albine e aici, dar nu pun peste capac. Uite, pun așa, se vede? Ca să nu strivesc. Uite cum am pus. E acolo cu partea aia în afară, ca să nu strivesc albine. Asta-i, mușele lor. Ultimul. Cam atât. Ăștia au fost roii. După ce consumă turta aia,
O să le pun alta, uite, le tai așa cât o bucățică. Poate o să mai adune și ele polen, o să văd eu dacă își adună. Și dacă își adună polen, nu o să le mai da. Dar acum de început eu zic că au nevoie. Bun, cam atât. Deci ce o să fac eu cu ăsta, care nu i-am găsit regina, și cu ăsta de aici. O să mai caut mâine dimineață pe răcoare, așa să stea albina liniștită. Și dacă nu găsesc, aduc de la livadă doi roișori de acolo mai slăbuți, să-i unesc cu ăștia, cred că. Cam asta aș vrea, că n-aș vrea să fie locul liber aici. Să încerc să-i unesc. Cam atât. Și o să-i vedem peste, eu știu, 10 zile, să vedem puietul cum arată. Urmă, cred că așa ar trebui, cam la 10 zile să-i deschid. Bun, sănătate și numai bine.